Noul an începe și cu reguli noi pentru angajatori. Aceștia nu vor mai avea posibilitatea să păstreze un angajat care este plătit cu valoarea salariului minim pe economie pe o perioadă mai mare de 2 ani. România renunță încet încet la salariul minim pe economie. Guvernul României a adoptat ordonanța care prevede că, începând cu data de 1 ianuarie, angajații nu vor mai putea lucra pe o perioadă mai mare de 2 ani pe același venit. Încă oamenii au familie, au greutăți, taxele și impozitele sunt mari, mai ales erceaurile la mașini, a nenorocit pe toți. Foarte bine să le dea bani în continuare, că altfel rămân, se desfințează și întreprinderile astea și rămân și oamenii pe drumuri și ei se duc pe apele strâmbei. Se pare corect. Mi se pare curios să stă omul 2 ani, să-i pună și lui ceva acolo la... Salariul minim pentru 24 de luni se calculează de la data de 1 ianuarie 2022, iar majorarea va fi realizată de angajatori din anul 2024. Păi bine, cel puțin la 2 ani să se mărească, dar nu cred că se rezolvă treaba. E bine, după 2 ani strage omul speranță că se mai mărește și lui salariul cu un leu. Astfel, companiile din România nu vor mai putea să își țină angajații pe salariul minim pe termen nedeterminat. Noua lege o are în vedere inclusiv pe lucrătorii care se află în această situație. Cei cu un astfel de contract vor primi un venit mai mare decât valoarea acestuia la 2 ani de la 1 ianuarie 2022.